fiul rătăcitor al lui Satu Mare, cel mai mare scrimior, ca primul campion mondial de tineret, a revenit acasă în sala, în sala de unde el a început luptele. Nu era rătăcitor, că el a avut tot timpul legătură cu Satu Mare, așa am zis eu acum. O să-l rog să ne spună două, trei cuvinte. Cum a început el scrima, primii antrenori, colegii care i-a avut aici și pe parcurs o să-l mai întrebăm și alte treburi. Văd că e un băiat frumos, să ține bine și da, asta e mare lucru. Despre concurs am vorbit cu Eva Lendel, așa că o să ne întreb mai mult despre tine și despre Floreta scrima în general. Despre tine. Am început activitatea cu scrimă în toamna lui 1964 la vechea sala de scrimă sub conducerea lui Ciprian Aghi, verișoara lui Sonny Vagi și a lui Mickey Vardy Roz, pentru că în același timp Sonny Vagi era încă la Olimpiada de la Tokyo. Când a venit Sonny Vagi acasă, grupa de copii era formată deja și am început lucru la grupa de începători. Pe parcurs am evoluat. Primele rezultate au fost în 1970, a prins finala la 16 ani, în 71 am venit pe locul 2. Iar după aceea, începând din 72, am câștigat campionatul național de junior, titlul balcanic la senior, am ajuns în echipa națională de tineret, în 72, încă cu vechea generație, cu Haugle, Mureșanu, Falb, Ardeleanu, am prins finala, am venit pe 4, la același număr de victorii cu locurile 2-3. Cine a fost antrenor la LOT atunci? La LOT a fost antrenor Vasile Chelaru, regretatul antrenor Vasile Chelaru, care a fost și antrenorul echipei naționale campioane mondiale din 1967. Ulterior a devenit și antrenor federal. Rezultatele au fost ascendente, culminând cu 1974, când am câștigat titlul mondial la junior, împreună cu Sonny Vagi. A fost pentru prima dată când Sonny Vagi a fost de față cu un elev de-al lui, a câștigat un titlu mondial. Deci atunci te-a însoțit. În ce țară? A fost la Istanbul, într-o companie foarte selectă. Toți cei 6 finaliști au ajuns mai târziu oameni de bază în echipele lor naționale, cu unii au ajuns campion mondial, alții și campion olimpici. Cum a fost și Fabio D'Azotto sau Frederic Petrușca sau Matias Berbice, campion olimpic și campion olimpic cu echipa. În 75 am repetat performanța, am câștigat din nou titlul mondial, unic și până acolo, și în momentul de față, că nimeni până la mine nici de atunci n-a câștigat două ediții la rând, la individual, la nivel de junior. Și de data asta am avut antrenor pește tot regretatul Ștefan Haugler. La sugestiile maestrului Ciblăr, care nu mai avea timp și fizic nu mai putea să facă față unui cantonament solicitat. Și mi l-a recomandat noul antrenor al Sărcanerilor, Ștefan Haugler. Da. Știi ce am terminat liceul și reușit la Institutul de Educație Fizică și Sport, bineînțeles că activitatea a continuat la București în cadrul IEFS, da. IEFS, iar la sfârșitul institutului, între timp, când am terminat institutul, m-am măsurat, tot cu o sărmăreancă, tot cu o fostă scrimă. Am văzut cu Marta Griga, doamnă frumoasă, da. Și suntem împreună. Și împreună și
și în momentul de față. Aș putea spune 35 de ani de căsnicie, iar de ales nu puteam să aleg decât București, pentru că toate cantonamentele, toată pregătirea s-a desfășurat centralizată în capitală. Am rămas după terminarea institutului, am cochetat cu clubul Steaua, unde am rămas până în ca sportiv până în 84, iar din 84 până în 2001 am fost antrenorul echipei de floretă a clubului, am fost antrenor la lot până în 92, iar din 95 am preluat, am fost șeful secției de scrimă a clubului Steaua până în 2001, când am ieșit la pensie având mai mult de 20 de ani de muncă la clubul. Da. În prezent colaborez cu Federația Internațională. Sunt într-un proiect al Federației Internaționale, ținând cursuri pentru formarea de cadre în, și dezvoltarea scrimei în lumea întreagă. Da, asta e frumos. Aș mai vrea să scot în evidență, tu ai dat examen la facultate când erau un examen foarte greu, că erau foarte mulți pe un loc atunci, știi, da. Că erau peste 10 până în 17-20. Da, a fost destul de greu pentru că imediat după proba scrisă, am terminat proba scrisă la 12 și la 3 zbura avionul către mondial. Și aș mai remarca o performanță, spui că ești căsătorit cu Sărmăreanca, aceeași soție, ai și copii probabil, cât? Am un singur copil. Un singur copil? N-a făcut scrima, nu i-a plăcut scrima, dar în schimb, tot pot să mă bucur că de câte ori venea în vacanță la Satu Mare, s-a apucat cu tir cu arcul și a fost recordman național, campion național de copii și la individual și la echipă. Bravo. Cu echipa Aș vrea să remarc această această caracter al tău și uite că ești împreună cu soția. Se știe că foarte mult din sport și din cultură, din artă, din, eu știu, artiștii mari ăștia, de obicei greu își mențin căsnicia. Care e secretul? Cum? Secretul a fost că la început, fiind și ea sportivă de performanță, făcând parte din lotul de perspectivă și de lotul de tineret, și a participat la două ediții de campionat mondial de tineret, dar din cauza unei operații nereușite la menisc, trebuia încă o dată operată și a renunțat la activitatea competițională. A rămas un fan al scrimei, de câte ori are posibilitatea să vadă o competiție la București sau bine la sală, prima dată pentru mine, după aceea pentru sportivii mei, după aceea ca o spectatoare oarecare. Da, deci e bine că ați fost în aceeași familie a scrimei, ați fost împreună, n-ați fost foarte mult despărțiți. Am văzut și la atletism astfel de cluburi care se formează la gimnastică. Vezi că e destul de greu să stai despărțit fizic, să zic, unul de altul și aceste... Da, ne cunoaștem de foarte, foarte multă vreme, practic... Toată adolescența am petrecut-o împreună. Da. Și ne-am format... Nu sunt probleme. Deci remarc și acum după ce te-am și ascultat că cariera ta a fost o carieră, să zic, constant, liniar, în ascendență și la maturitate ai ajuns până în forurile internaționale ale scrimei. Deci mai mult nu cred că se putea scoate de la... Și ai rămas integru și... Ai putea să dai multe un model și să învețe mult. Ar fi bine ca tinerii, îmi pare rău că scrii mai puțin înțeleasă și regulamentul nu prea știu decât cei din familia scrimei, părinții și așa mai departe. Aici cred că ar trebui făcut ceva ca să fie mediatizat, să fie un picuț imaginea scrimei, să fie cunoscută. Deja s-au făcut progrese enorme din punct de vedere al spectacolozității scrimei. Pentru că în ultimii 20 de ani s-a schimbat atât regulamentul cât și arbitrajul scrimă. Acum avem poate la fel de bun cum e Hawkeye-ul la tenis, unde eventuale dubii, a fost pe linie sau n-a fost lovitură la
adversar sau n-a fost. Arbitru are posibilitatea să revadă pe video înainte decizii sau dacă sportivul respectiv nu este mulțumit cu, are aceeași soluție ca la tenis, care are dreptul la două video. De câte ori are dreptate, se poate repeta. De câte ori nu, după două video. Dar, asta la competițiile internaționale. Am uitat să precizez că atât activitatea competițională, cât și în perioada de antrenorat, am arbitrat concursul de cupă mondială și campionate mondiale europene. Am mai mult de 100 de finale arbitrate. Extraordinar. Plus, și cu asta mă mândresc, am arbitrat și pentru medalia de aur la Olimpiadă. Deci nu numai la... La ce Olimpiadă amintește? La ce Olimpiadă ai participat ca antrenor sau ca sport? Am participat la 3 Olimpiade, am participat la Montreal, Moscova și Los Angeles. La Moscova am fost în finală. Am venit pe locul 4 cu echipa de spadă, pe locul 5 cu echipa de floretă masculin și locul 6 la individual. Da. La seniori am luat o medalie de argint la mondiale, furat, pentru că dacă ar fi fost Hocaiu acum, deci video, fără doar și poate, eram campion mondial și aveam și rentă viagere. Știi ce aș mai vrea să... încă un lucru, că arbitrajul s-a făcut mult mai bun, deci se fac ameliorări, conferințe, seminarii cu arbitrii și a crescut și spectaculozitate. Și Eurosport este interesat deja de scrimă, pentru că acum oricine poate să înțeleagă prin gesturi, prin gestica mișcării arbitrului, dar cine a punctat, ce analiza de armă a făcut. Știi ce am vorbit cu Eva și îmi spunea că de aici se duc la marile cluburi sportivi, la Steaua, nu știu ce, Brașov sau până alte părți, nu știu unde sunt la scrimă. Și am spus, de ce că marele club este Satu Mare, Clubul Sportiv Satu Mare, acesta ar trebui să fie cel mai mare club și normal unde sunt rezultate, acolo să vină oamenii, ar trebui de acolo să vină aici, pentru că aici au fost specialiști, sala acum s-a pus la punct un picuț, ar trebui cumva nu tot timpul să meargă de jos înspre unde sunt banii, ar trebui să vină și banii înspre unde se muncește, omul sfințește locul și acolo ar trebui căutat. O inițiativă foarte, foarte bună a fost municipalității și a clubului, care deja pentru a patra oară organizează acest turneu care intră în circuitul european pentru florete fete. Pe viitor am început să discutăm de un proiect viitor unde vor fi incluși și băieții și loturile naționale de floretă, fete, de băieți, centrul olimpic este aici, deci nu este neglijat. Deci aș zice că inițiativa, nu știu dacă e a municipalității și a clubului, este mai mult a antrenorilor care au venit de aici și ei fac lobby cel mai mare, municipalitatea și clubul vin și se afișează mai mult. Iar trebuie acum să înțeleagă, să vină, să pună rădăcina de aici. Și într-adevăr, uite că la clubul sportiv aparținător municipiului nu-i scrima, că este basketul și handbalul. Și în sensul ăsta ar fi de înțeles că să vină municipalitatea înspre performer și înspre tradiție și înspre... Să sperăm că se va schimba și această mentalitate, se va schimba și oamenii și să sperăm că trebuie făcut ceva pentru menținerea și pentru creșterea, redresarea, că acum este un pic de declin. Fiind centrul olimpic aici, de ani și ani de zile, centrul olimpic produce elemente de perspectivă pentru loturile mari. La punct de vedere, și cei de la spada au avut rezultate foarte bune prin antrenorul Francis Cisar, care a avut rezultate foarte bune atât la nivel de cadeți, cât și la nivel de junior, plan internațional. Iar la nivelul seniorilor au fost elevi care au crescut, s-au format și au crescut în Satu Mare, care au adus rezultate frumoase.
pe plan internațional. Mai vreau o întrebare de final. Cum crezi tu că ar trebui să acționeze antrenorii, profesorul, tot ce este, ca copiii să vină înspre sport, să se atragă în sală, în sala de sport? Din păcate, este o treabă internațională. Toate fostele țări socialiste sau toate țările est-europene au un descendent atât valoric cât și din punct de vedere al numărului de sportivi, da. Pentru că selecția este din ce în ce mai grea, vin din ce în ce mai mult, nu mai mulți copii, dar copiii sunt din ce în ce mai neîndemânatici. Au doar două degete care merg bine. Da, la calculator. La calculator sau la telefonul mobil. Da, da. În rest, mișcările sunt foarte, foarte nesincronizate, ca să nu spun altceva. Deci, această aducere a copilului, cum se... Ce deosebire vezi tu între țările foste între țările capitaliste și foste comuniste, ca mentalitate, că e vorba de mentalitate. Eu cred că acolo principalul sponsor este părintele și acolo, în momentul ce plătești, și ești mai interesat și faci mai aici. Spune-ne tu cum vezi tu diferența asta între cei din afară, din... Că există această mentalitate, nu e adaptată, celor din fostele țări comuniste e puțin deregulată după capitalismul ăsta. Da, și adaptarea sau readaptarea la un alt sistem, totdeauna se face prin eforturi mari. Și în timp. Când sistemul școlar va fi reintrodus programul obligatoriu de 2 ore sau 3 ore pe săptămână de educație fizică, tineretul va avea din nou tragere spre sport de performanță și de înaltă performanță. Eu cred că e vorba de mentalitate, de educație foarte mult aici, pe lângă metodică și ce este la scrimă, dar, sau la alte sporturi, dar mentalitatea puțin trebuie să ne adaptăm din mers la... Eu am făcut o statistică acum a ultimelor Jocuri Olimpice desfășurate anul trecut la Londra și țări cu mare tradiție, cum este Polonia, care a avut școală de scrimă, a luat nicio medalie. Franța cu 65.000 de scrimeri, nicio medalie. Da. Ungaria, cu 4 sportivi doar participat, bine, unul a câștigat medalie de aur, de restul. Da, bine, e vorba și de globalizare, cred că aici, pentru că Germania, s-a extins. Care a investit enorm în decursul anilor și după reunificare. Da, Germania... Au luat două medale, o medalie de argint și o medalie de bronz. Dacă amintim Taube Bischof Hainul ăsta, care este, nu este, acolo activează mulți sărmăreni în Germania. Da. Ce sportivi ai putea aminti, să zic așa, de aici? Sportivi antrenori ai satul Marului, care sunt cei mai reprezentativi, așa, dacă îți vin în minte câțiva, chiar dacă o să mai uiți, poate, pe unul, doi, că sunt mulți? Îi cunosc pe toți, sau cu toți am avut contacte, pentru că, deși eram la alt club, la concursul, ne vedeam și discutam de câte ori vin la satul Mare, intru în sala de scrimă și discutăm. Uitați, și era, nu vreau să nominalizez, dar, de exemplu, pentru concursul care se desfășoară și în prezent, antrenorii au depus eforturi uriașe ca totul să fie în perfectă stare și de aparatură, cât și sala, clubul și municipalitatea. Da, organizare, cazare, mâncare, tot ce e... Străinii pe care îi cunosc de la competițiile internaționale au fost mulțumiți și au venit cu plăcere. Faptul că au participat 91 de sportivi din 13 țări este o asigurare că tu nu vii la slav, vii să participi
unde adversarii sunt puternici, ca să crește valoarea. Deci valoarea concursului este mare și este de interes. Deci, dacă ajunge un turneu tradițional, va fi un beneficiu pentru atât pentru prima românească și cât și pentru Satu Mare. Sigur că da. Sigur că da. Da, eu îți mulțumesc. De obicei, deci sunt cunosc trei centre puternice în lume. Unul este Tauber Bischofsheim, care este mai mic decât Satu Mare, unde aproape toată lumea face scrimă. Celălalt oraș este Mestre, lângă Veneția, unde este un oraș mic, da. Dar a produs o grămadă de campioni. Satu Mare tot mic, nu poți să spui că e mare. Nu intră într-o orașele mari. Da, dar mai mari decât cele două. Astea trei centre sunt recunoscute pe plan mondial. Da. Producător de... Am înțeles că este și o statistică pe număr de locuitori pe Satu Mare și sportiv lansat în arena internațională, care ar fi pe locul întâi clubul sportiv, Satu Mare. Da, cu asta ne mândrim și toată lumea. Când te întreabă de unde ești, Satu Mare este o garanție. Da. Da, eu îți mulțumesc, sper să ne mai vedem la concursuri și să facem lobby și pentru scrimă și pentru... Eu am fost acum la alegerile de la Federația de Română de Lupte, la București, ieri am venit și ne confruntăm în tot sportul românesc cu mentalitatea, cu schimbările, cu corectitudinea în arbitraj, nu știu cum e la voi, la noi, eu cel puțin sunt nemulțumit de cum... Și să sperăm că vom merge și pe partea ascendentă, că există cicluri mai caz și mai te ridici, asta este în viață. Sigur. Da, numai bine, felicitări pentru toată activitatea ta. Doamne ajută!